Ministrul Ioan Deneș și directorul RomSilva au primit și ei certificate de adopție și au promis că vor veni des să vadă cum cresc stejarii. O să vin să-l urmăresc, nu numai prin GPS, pentru că e foarte aproape de drum. Această rută e o rută care mi-e dragă mie, mai ales că de pe Transalpina, când fac o deviere din Transilvania, a fost de mai multe ori anul ăsta și o să mă opresc să văd, să-l mai ud. Vreau să dăm un exemplu la toată lumea că un copac este ca un copil. După ce îl sădește, bine să-l îngrijești. Altfel nu crește sau, mă rog, răzbaterea lui în viață este grea. Cam 100 de ani ia la copil să crească, nu? La un om, ca să crească, ia vreo 10, 15, 20 de ani. Acești copaci vor avea nevoie de mai mult timp. Sper ca la 200 de ani, urmașii celor care astăzi vor sădi acest pom, să vină cu certificatul și să poată să spună ăsta este pomul meu. Voluntarii, în marea lor majoritate elevi la școlile din Horezu și Baideni, sunt încântați de orele petrecute și spun că săptămânal vor veni în izlaz și vor face tot posibilul ca arborii să se dezvolte bine. De cel puțin 100 de ani va fi nevoie pentru ca stejarii să ajungă la maturitate și abia în 9 ani o să apară o pădurice. Este foarte important pentru că putem să plantăm niște copaci și să facem bine planetei. Câți copaci să plantează, știi? 100 pentru că se fac 100 de ani de la unire. Când o să ajungi tu mare, știi, copacii ăștia vor ajunge și ei mari. O să fii mândră de acțiunea ta? Da, m-am și gândit că o să vin în fiecare zi să-l vizitez. Este o provocare a noastră a silvicultorilor să promovăm stejarul în aceste zone și acum noi vrem să protejăm solul și puțin și partea de zootehnie și vitele, să plantăm acest stejar pentru a crea umbră și un climat mai plăcut pentru animale și chiar pentru sol. Zona nu a fost aleasă întâmplător pentru această cauză, fiind renumită pentru arborele de stejar, pentru păstrarea căruia se depun eforturi mari, fiindcă stejarul a cam pierdut lupta cu alte specii care cresc mai repede și se adaptează la condițiile actuale, după cum spun specialiștii.